Breaking news la Antena 3, domnilor și domnilor, procurorul general al României, Augustin Lazăr, a făcut în urmă cu puțin timp un anunț, și anume că o delegă pe Anca Jurma în funcția de procuror șef interimar al Direcției Naționale Anticorupție. Și vedem așadar, domnilor și domnilor, cine este Anca Jurma, oarecum o lovitură a procurorului general, în considerare că Anca Jurma este omul de legătură la Recuruța Chioveși cu Bruselul, fiind expert în toate aceste organisme, de la care veneau frecvent comunicate de presă, cum ar fi GRECO sau OECD. Vă citesc așadar, în introducere, doamnelor și domnilor, comunicatul parchetului general. Ca urmare a decretului prin care președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a dispus revocarea din funcția de procuror șef al DNA, doamnei Laura Cruța Chioveși, procurorul general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin Lazăr, a emis azi ordinul de delegare în această funcție a doamnei Anca Jurma. Procuror în cadrul Direcției Naționale Anticorupție, doamna Anca Jurma a îndeplinit pe parcursul a două mandate atribuțiile de procuror șef al Serviciului de Cooperare Internațională și programe din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, iar ulterior a fost numită consilier al procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Așadar, doamnelor și domnilor, varianta ca interimarul Marius Iacob, adjunctul Marius Iacob, îmi cer scuze, să ajungă interimar la DNA cade, deși acesta anunța în această dimineață jurnaliștii că va prelua conducerea DNA conform legii. Nu este numit nici Marius Bulancea, un alt om de încredere al Laurei Cruța Chioveși, și se merge pe relația cu Bruselul. Dacă intrăm pe CV-ul doamnei Anca Jurma, și aș vrea să mă ajute colegii, dacă am putea să-l vedem, până atunci vă prezint și invitații. Domnul Cătălin Harnage a fost șef SIE, domnul Sorin Roșcasănescu, jurnalist, vă mulțumesc pentru prezență. Așadar, dacă ne uităm pe CV-ul doamnei Jurma, care este fiica fostului procuror general al României, domnul Cochinescu, procuror general pe vremea lui Ceaușescu, dacă ne uităm pe CV-ul acesteia, îl deschid imediat, da, expert evaluator pentru GRECO. De asemenea, în două, da, mă anunță colegii, a fost procuror general după Revoluție, urmează să vă spun și anii. Așadar, în 2004, Anca Jurma, expert evaluator pentru GRECO. Între 2007 și 2009, tot expert la un program al Uniunii Europene. A fost expert în OECD, alături de Drago Cos, cel care dădea interviuri pentru ziare.com, despre care cei care conduc OECD au declarat că este doar opinia personală. Așa s-a întâmplat, dacă vă mai aduceți aminte, și cu grupul GRECO. S-a ieșit cu o scrisoare și s-a dovedit ulterior că este vorba doar de un mail trimis de către cineva din GRECO și nu o poziție a grupului. O poziție oficială. Domnule Harnagea, Anca Jurma, noul șef al DNA. Da, e, aș zic așa, o schimbare, ar trebui să fie o schimbare de imagine, cât se poate schimba imaginea direcției față de tot ce s-a întâmplat. S-a preferat o persoană nu atât de operativă, cât mai mult de relaționări. Fiindcă doamna respectivă, dacă a funcționat atât de mulți ani pe lângă structurile europene, de unde veneau tot felul de imbolduri și directive, sigur că poate se încearcă să creeze o anumită o despărțire, o delimitare față de tot ce s-a întâmplat și tot ce a apărut până acum vis-a-vis de anchetele care erau făcute în această direcție. Eu o iau ca și o numire interimară. Probabil că vom avea un nume pe care domnul ministru al Justiției îl va da publicului și vedem mai departe dacă acea persoană va fi agreată de CSM și de președinte.
mai rapid cum a fost agreată persoana care ar trebui să ocupe șefia DICOT-ului. De asemenea, din CV-ul doamnei Ancajurma vedem că a lucrat și în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, vorbind de cei care analizează reforma în justiție din România, iar despre domnul Nicolae Cochinescu, tatăl Ancăi Jurma, scrie, citesc din Wikipedia, între 73 și 90 a fost procuror la Procuratura Generală. Pe vremea domnului Popovici, dar oricum, acum trebuie să le legăm... În 90 a fost numit în funcția de prim ajung al Procurorului General, a făcut parte din Comisia de Cercetare a Conflictelor din martie 90 de la Târgu Jiu, a fost acuzat că a mascat cauzele reale ale evenimentelor tragice de atunci, a fost acuzat de blocarea anchetelor privind vinovații genocidului din perioada Revoluției și cele privind vinovații mineriatelor din 1909. Dar și doamna Chiuveș era fata cuiva, așa că nu e nicio problemă. Totul depinde de cât timp se va sta în șpagat. Pentru că un interimar e totuși un interimar. Ne interesează cât timp va dura interimatul. Ea are importanță și relevanță dacă interimatul va dura foarte...